Treziți-vă! În cer se face pregătire pentru minunata zi, când trâmbița Domnului cu toți o vom auzi. Va fi marea deșteptare, toți se vor trezi din somn, căci urmează întâlnirea cu Iisus al nostru Domn. De veghezi în clipa aceea, ferice va fi de tine, dar de ești în ațipire, o, atunci nu e bine, de-ai somnul nepăsării și în el ești cufundat, soarta ți-e pecetluită cu statut de condamnat. Ca un semnal de alarmă, azi vă zic treziți-vă, și dacă ați trăit în dubiu, vă zic pocăiți-vă. Hai cu toții la veghere, ca fecioarele înțelepte, ce au ulei în candele și știu cum să le aștepte. Poate zici în sinea ta, eu nu dorm și eu veghez, și tot ce Domnul mi-a dat, caut să le și păstrez. Verifică încă o dată de ești treaz cu adevărat, sau Satan te amăgește să te vezi cel mai curat. Câte poezii putut ai să reciți în viața ta, câte cântări minunate le puteai și tu cânta. Poate ai darul să predici, dar ai stat în banca ta, că cel care vorbește mai greșește, nu-i așa? Câte mărturii adus ai celor ce sunt în păcate, câte le-ai spus despre Iisus ca să-i salvezi de la moarte, la câți frați, surori bolnave le-ai adus o mângâiere, acasă sau la spitale, așa cum Iisus o cere. Câte văduve sărmane sau orfani, că sunt destui, au văzut din ai tăi bani și de Domnul să le spui. Ești satisfăcut de plin pentru a ta dărnicie, sau de mulți ar fi ca tine, mulți ar fi în sărăcie. Familia ți-e întoarsă, casa ta e un colț de rai, ai altarul tău acolo, pe genunchi, cât timp tu stai. Îți iubești pe deplin frații, duci sarcina celor slabi, pe cei ce șchiopătează îi îndrum să fie albi. Cât bine puteai să faci, dar ai neglijat momentul. Ei, acesta e păcat ce știrbește tot prezentul. Câte gânduri necurate poate le-ai păstrat în tine, câtă ură adunat ai când ceva nu ți-a mers bine. Mânie, pismă, gelozie, câte încă mai deții și multe alte urgii pe care poate le menții. Dacă ceva posedezi din tot ce ai auzit, înseamnă că nu veghezi și încă ești adormit. Scoală-te din somn, frate, unge-ți ochii cu alifie, desfundă-ți a ta ureche, ia în mână o făclie, dezmorțește-l tău picior și avântă-te în lucrare, fă-o cu avânt și spor. Nu-ți umfla zilnic stomacul cu mâncăruri preferate și alege zi de șerfă să fii spălat de păcate. Și la timp și ne la timp să ai duh de rugăciune, să urăști faptele rele, să iubești faptele bune. Smulge din foc și pe alții cât mai poți lucra de plin,
nu-i lăsa să ajungă în iad, unde veșnic este chin. Prin purtarea ta tot timpul, pe mulți să-i faci să vorbească, că în tine văd pe Domnul și cu El vreau să trăiască. Să ai pe buze cuvântul, gata ca să-l poți rosti. Vino, te aștept, Iisuse, sunt gata spre a te întâlni. Aceste mărturii sfinte dovedesc vegherea ta. Dacă nu le ai, frate, caută, le vei afla. Doamne, iartă-ne acum, dacă n-am vegheat destul, și orice caz de ațipire pentru noi să-l faci tu nul, ca deșteptați veghind într-una să te putem aștepta, ca pe toată adunarea să o poți duce în slava ta. Amin. Amin.